Bună seara, prieteni. Păi, ce faci? Ea s-a urcat acolo, sus, la ajutată, le făceam eu, dar acum sunt mai greu. Ea e mai ușurică. Acum mă urca eu ca pupă, da? Ea e mai ușurică. David, ce faci cu câinele la atâta iubești pe câine? Ștergem aici, că au fost multe muște pe geamul ăsta. Da, așa e. Ia zi-ne, și ce-am făcut noi doi? Curățenie în salon. Las, o să vă arăt acum, prieteni. Stai să mai vedem pe Mădălina în exercițiu funcțiunii. Ei, gata că m-ați văzut destul. Ia să vedem. Ce-am făcut noi în salon. David, gata, lasă câinele, du-te și mănâncă. Uitați, prieteni, stați la primul mine, da? Uitați. Și mobila, și geamurile, și scaunele. Păi da, nu trebuia să le aprind. E bine. Păi da. Tot ce mai bine e. Păi da, vedeți? E că pot să foc. Ai o mână de om, dar e că pot să foc la curățenie. Alo. Eu filmez. Da, prieteni, mă vedeți și pe mine în oglindă. Mă vedeți bine acum, că a făcut Mătălina oglindă ca nou. Hai. E că poasă la curățenie ce n-am văzut. Ce faci, mă, laud? O laud că merită. Bună dimineața. Ce faci de mișcă? Bună ziua, dimineața a fost când am venit eu. Când? La 8 jumătate. Păi m-am trezit la 7. Ai fost la copil. Da. Ce faci, Mișule? Ce să văd, te fac sectorul pe aici. Sectorul? Și pe urmă, după ce e copilul, ne apucăm în spate de mobil. Da. Eu le scot, ți-am zis, le pun pe masă și de acolo tu știi ce faci cu ele. Da, prieteni, eu cu Neamișu vrem să ne mutăm în bucătărie, pentru că este foarte frig. Seara nu mai putem să mâncăm afară, că ne este frig. Ori să mâncăm, ori să tremurăm de frig. Așa că ne mutăm în bucătărie și trebuie să ne adunăm acolo toate cele necesare în bucătărie. Adică pahare, farfurii, tacâmuri și așa mai departe. Toată vesela. Și ne mutăm așa ușurel, facem curat în spate ca să rămână curat. Și păi e frig. O să mănânce copii la căldură în casă, în bucătărie. Hai. Nemișule, ai tăiat vrejul? Vrejul de... Uite că nu mai. Păi de ce l-ai tăiat? Păi dacă a golit lumina. Păi și dacă la... La nu mai crește? Nu mai. De ce nu mai? Păi nu mai, l-a crescut la Dumnezeu, că s-a nimerit acolo, cred că l-au câteva semințe de roșie. Serios? Serios, nu l-am pus eu. Băi, eu țin minte că ai pus mata ceva. Nu am pus nimic, nu am pus chiar nimic. Păi și acum la anul nu mai mâncam. Nu mai, m-a lăsat. L-am lăsat eu, că m-am mutat în bici să-l văd cât crește. Da, dar vezi că erau roșii de alea, roze? Știu. Mari, cărnoase. Știu. Să-i bun, dar de că n-a tot pe și voi una. Da. De, dacă vă opreați una, mai puneam pe acolo, pe acolo, pe asemenea. Da. E friguț. De nu stă la căldură? De unde căldură stă? Nu, acolo, pe eu. Da, stă înăuntru, că e cald. E mai cald ca afară, nu de cald. Așa. Ce să mai facem? Hai să vedem. Ce se face? Ce se face? Până la toți. Ce? Ce anume? Încălțămintea în casă. Încălțămintea în casă. Când mă fac în fiecare dimineață să mă urmă după aragat sau cu caut. După aragat. Ia uitați, prieteni, aici ce face amărâtul nostru. Amărâtul nostru fură toată încălțămintea. Noaptea se joacă încălțămintea. Bine că noi lăsăm
încălțăminte afară și ne trezim, venim desculți să căutăm papuci. Și erau prin toată curtea papucii ăștia și le adună nemi. Uite ce le-am făcut la papuci. Da, este cam răutăcios. Dar roade papuci. Ăsta este singurul lui defect, prieten, roade papucii. Am băut o cafea, zici să mai beau una, nu mai beau. Ne ajunge una. Amărâtule! E prin față. Hai că vine căldurica. Prieten, merg să-l iau pe David. La 12, cum zice nemișul. La 12 mă duc să-l iau pe David la școală și după aia ne apucăm să facem ce ne trebuie. Ce zici? Ha? Cine s-a vopsit la pui? Eu nu m-am vopsit acum. Era acolo o fântâniță și cred că l-au luat copii aseară când s-au jucat. Da, prietenii, deci mai revenim. Hai, prieteni, să vedem ce face Dănuț aici. Servus! Tu nu spui nimic? Mă duc cu camera așa și dacă eram dezbrăcat. Ha, dezbrăcat sau cu... Dezbrăcat. Ha, sau cu cineva pe acolo, la conversații dimineața. Acolo și tu prea... Ce să mai... Cum adică ce să mai... Păi când zici că conversam cu cine? Nu poți să conversezi și cu un băiat? Păi tu nu prea conversezi cu băieți. De unde știi tu? Păi în ultimii ani numai asta e făcut, ai conversat numai cu doamne. Da? Da. Păi de unde știi tu? Cum de unde știi? Păi nu știu eu tot. Uite, vorbeam cu băieții aici, să fac combinații. Și că învăța să stai așa, acum am găsit-o. Ușor, ușor. Stai așa, ușor, ușor. Stai să iau laptele ăsta, că n-avem voie. Ceva de genul, obligați familie, învățați să născu să învăr milioane, obligați să ceru milion până luni. Tare. Da. Auzi și tu de unde știu eu? Păi nu știu eu tot, mai. Fiecare mișcare, fiecare respirație. Ca să știe toată lumea, eu știu când respir atunci când sunt acasă și el este în oraș, eu știu când respiră. Eu știu atunci când își ia aer în pământ, simt de acasă tot, ca să se știe aici. Dacă mi-ai citit și gândurile... Păi le citesc. Le cam citesc. În ultima vreme le cam citesc. Cum n-am cum? Mă abțin. Bine faci. E un frig. Da. Afară de... Vai. Ne mutăm azi. Unde ne mutăm? Am bucătărie. Unde credeai că ne mutăm? Plecăm? Nu știu, cu cort. Nu, ne mutăm, ne punem toate astea înăuntru, mâncăm înăuntru, pentru că este foarte frig. Și ai văzut, David, aseară nici n-a putut să mănânce și eu am dus să mănânce în casă. Ciorbiță. Ce bună e o ciorbă caldă pe vremea asta friguroasă. Da. Deci ați văzut, prieteni, ce făcea Dănuț aici, da? Conversează. Mergem să urmăm pe David. Mergem, dar trebuie să fac duș și să mă îmbrac. Păi hai, că mai avem... În 30 de minute te descurc. Dar cu telefon în mână neapărat vorbesc? Nu, dar în 30... Tu dacă stai cu telefon în mână, ce vorbești cu cineva anume? Eu nu stau chiar așa non-stop, în fine. Stau, am treabă aici. Da, pe stai seama. În 30 de minute e gata? Nu știu. Să sperăm. Ca să mergem după David. Să sperăm. Da, prieteni, ce vreau să vă mai zic? Ce vlog interesant. Da, foarte interesant vlogul acesta și vreau să vă zic că m-am certat aseară cu Dănuț din cauza că nu-mi ducem și mie mașina la mecanic. De ce nu vrei să-mi duci mașina la mecanic? Nu vrei să mă vezi cum mă plimb prin oraș sau ce? Am zis eu că nu o duc, dar mecanicul a zis că... Duminică. Duminică se uită la ea pentru luni să comande la piese. Și nu e bine? Păi da, dar e cam târziu.
Nu mai ai răbdare. Păi numai că, uite, e greu să te tot iau pe tine stau. Și dimineața și acum ca să mergem după David, așa merg eu. Eu cum stau fără mașină și cum stau? E, tu stai acum de vreo săptămână și ceva, eu stau de atâta timp. De asta și încă pe 22 încă mai stau. Pe 22 trebuie să ne punem mașinile la punct. Da, prieteni, deci postez și eu vlogul ăsta că n-am mai postat de mult. Și dacă e să-mi cumpăr o altă mașină, ce zici? O mașină? Păi și-o vinzi pe asta? Da, că am... Unde să o pun două? Deci mi-am pun și ne luăm o mașină bună. N-ar fi rău, dar mie îmi place o Mercedes, de ce nu? Vreau ceva nou. Nu. Și când zic nou, nu mă refer... Tu mereu vrei ceva nou. Nu? Au, mă. Ce? Ce? Fac curier. Ce ai mai comandat, măi? Nu știu. Pe bune? Ce preț? Ce valoare are coletul? Mamă, aseară l-am pus, ieri, de fapt, și azi vine, uite. Păi da, cursul săptămânii, în cursul săptămânii se procesează altfel comenzile. Da? Hai, bună ziua! Ce? Hai să-mi bălă la să-ți dea o țigară. Păi da. Deci ne-am ieșit o țigară. Deci, prieteni, gata, încheiem vlogul aici, ne revedem pe canalul Dănuț, dacă e cazul. Ia ne-am ieșit, am înnebunit. Dănuț e... Ce probleme? Iar vine coletul la poartă și când vede mama cu coletele, mă disper. Bună! Gata. Gata că avem multe probleme. Azi trebuie să le rezolvăm așa, ușor, ușor pe toate. Mare problemă. Mașina nu e făcută, coletele vin. Nu e așa? Ziua mea se apropie, mama. Mamă, ce probleme avem. Hai la mulți ani, Dănuț, și ne revedem la tine pe canal. Vreau să-l sun pe nefane, să-l joc cu el. Să aveți o zi frumoasă, prieteni.